care nu mai vine. Clopoțelul voios care anunță cafea. Pâinea prăjită pe sobă. Guma de mestecat cu pulpă de fructe. Tu ești cartea nouă adulmecată de studenții săraci în librărie. Puiul de câine hrănit de copii pe furiș. Tu ești ceasul întors de pe etajeră. Floarea uscată din vaza cu buline verzi. Geamantanul gol din fața dulapului. Și ești ultima mocirlă unde o să mă scufund, iubirea mea. Zâmbetul pe care îl va acoperi cu un cearșaf. Asta se numește o fabulă pentru cum va fi nevoie. Am auzit de unul care avea o drujbă nouă și un copac de tăiat, dar la un moment dat din tun s-a auzit așa o foșgăială gen și drujba s-a oprit. S-a constatat că era o pasăre ascunsă acolo în scorbura ei, care se tot neliniștea. Tipul a încercat să gonească pasărea aia din scorbură și apoi s-a pus iar pe tăiat. După ce a căzut copacul, pe lamă era atâta sânge de parcă ar fi fost cal, nu pasăre. O să plouă, spun bătrânele, ridicându-și postele, dar nimeni nu le crede. Și mai citesc.